Bună ziua tuturor celor care ne privesc. Mă numesc Elena Prohnitsky și sunt secretara Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte. Astăzi, împreună cu directorul executiv al Asociației Presiei Independente, domnul Petru Macovei, vom lansa cel de-al doilea raport de monitorizare al politicii editoriale a mass media online în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 11 iulie. Cel de-al doilea raport cuprinde activitatea editorială a 10 portaluri online care au fost selectate de API în baza a 4 criterii: relevanța, notorietatea, audiența, limba de prezentare a informației și geografia. Raportul reflectă perioada, cea de-a doua decadă a lunii iunie, și este realizat de un grup al experților API în cadrul Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte și este important de menționat cu suportul financiar al organizației National Endowment for Democracy. Domnul Macovei, acum o săptămână, exact în această sală a InfoPrimNeo, doamna Aneta Gonța, care prezenta primul raport de monitorizare, a venit cu unele constatări, printre care, dacă mi-aduc aminte corect, era faptul că majoritatea celor 10 portaluri online monitorizate au prezentat în mare parte știri cu context politic și mai puțin electoral, nemai vorbind de faptul că materiale informative privind modalitatea de votare au fost în general foarte puține. Și la fel, primul raport a constatat că doar 3 publicații au avut o politică editorială relativ echilibrată și au prezentat într-un mod relativ echidistant concurenții electorale și protagoniștii acestei campanii electorale. La sfârșitul prezentării, doamna Aneta Gonța a formulat mai multe recomandări către cele portaluri și, urmărind discuțiile pe online, deci era clar că raportul a fost citit de către portalurile respective, dar în ce măsură aceste portaluri și-au aplicat urechea la recomandările formulate de către API în primul raport și dacă tendințele constatate în primul raport s-au menținut și în cea de-a doua decadă a lunii iunie? Da, mulțumesc tare mult, Elena. Ceea ce trebuie spus este că, într-adevăr, urmarea primului raport s-au produs anumite schimbări. Acele portaluri care urmăresc interesul public, care își apleacă urechea la percepțiile și doleanțele publicului, au răspuns acestor recomandări. În câteva cazuri constatăm o ușoară îmbunătățire a acoperirii tematicii electorale de către aceste portaluri. Totodată, în alte portaluri care au fost remarcate în raportul precedent ca fiind extrem de părtinitoare în prezentarea opinii, au continuat politicile de defavorizare a anumitor concurenți electorali și de promovare a altora. În general, trebuie spus că urmare, deci acestei a doua perioade de monitorizare, este vorba de 11-20 iunie 2021, noi avem în continuare câteva portaluri care nu sunt altceva decât surse de agitație electorală ale anumitor concurenți electorali și de discreditare a oponenților acestora. Și doar două portaluri, este vorba de, în primul rând, de portalul Agora.md și în mare măsură de Newsmaker.md, își îndeplinesc misiunea de informare obiectivă și echilibrată în această campanie electorală. Acum o să începem, o să vă prezint totuși mai multe detalii despre această perioadă. Acestea sunt portalurile pe care le monitorizăm: Actualități, Agora, Gagauz Info, KP, Newsmaker, Noi, Realitatea, Sputnik, Timpul, Unimedia. Sunt aceleași portaluri și vor fi aceleași până la sfârșitul acestor alegeri. În total, cele 10 portaluri monitorizate, conform datelor pe care noi le avem, au publicat cumulat 841 de materiale care au abordat direct sau indirect campania electorală.
Ca și în perioada precedentă, cele mai multe din ele au fost știrile, vedeți și în acest grafic, 798 de știri, au fost destul de multe, 32 de comentarii editoriale sau opinii, au început să fie publicate mai des interviuri cu candidații concurenții electorali și acest lucru se datorează în principal portalului Agora, care a pornit o rubrică interesantă despre care o să vă vorbesc puțin mai târziu, și avem și un sondaj sau așa numit sondaj de tip Vox Populi în această perioadă. Dacă este să ne referim la temele pe care au fost abordate în această perioadă, trebuie să menționăm că s-a vorbit în special la teme de domeniul politicului în general, a politicilor publice, mult mai puțin, după cum vedeți și în acest grafic, de doar 98 de ori, ce ar reprezenta cam 11% din total. A fost vorba de procesul electoral, s-a discutat în contextul alegerilor de corupție și crimă, probleme sociale, economic și așa mai departe, problema transnistreană, activitatea APL-ului, APC și altele. În general, cele mai prolifice site-uri au fost în această perioadă, a fost în primul rând site-ul noi.md, care a avut 141 de știri, cele mai puține le-a avut portalul regional Gagauz.info, doar 6 timp de 10 zile. Timpul Realitatea, Unimedia, de Actualități, KP, Agora, Newsmaker au avut destul de multe știri, de la 65 până la 137 de știri, iar Sputnik 26. Protagoniștii, adică persoanele sau entitățile despre care au scris portalurile monitorizate. După cum vedeți, Partidul Acțiune și Solidaritate este primul. Deci a fost cel mai des vizat acest concurent electoral, de bine sau de rău urmează să vedem, dar în general pas pe locul întâi, locul doi în calitate de protagoniști sunt cetățenii, urmați de Partidul Socialiștilor, deci partidul, nu blocul electoral, Președinția și Maia Sandu, Partidul Demnitate și Adevăr și blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor. Sursele materialelor, adică persoanele sau entitățile care sunt citate de către portalurile monitorizate, arată, după cum vedeți, în acest grafic. Mass media este pe locul întâi, ceea ce înseamnă că portalurile se documentează mai puțin cu propriile forțe despre anumite subiecte, ci citează alte surse media, alte portaluri, alte televiziuni sau posturi de radio, mass media fiind principala sursă de la care se face trimitere în materialele monitorizate de noi, cele care au tangență directă sau indirectă cu campania electorală. Urmează ca surse PSRM, surse din sistemul de drept, judecători, procurori, avocați, PPDA, PAS, pe locul 5 și cetățenii, AUR, președinția, experți, specialiști, biroul, blocul electoral Renato Osatui, încheie acest top 10 al primelor cele mai citate surse ale materialelor. Repartizarea de gen, monitorizăm ca și în campaniile precedente cum sunt repartizate genurile surselor citate de către portalurile monitorizate și o să vedeți aici că din cele 1181 de surse, 565 sau aproape 48% au fost bărbați. Femeile au constituit doar 13,52%, este vorba de 162 de cazuri, iar în 458 de cazuri genul sursei nu a fost specificat în materialele jurnalistice. Iar acum, probabil cel mai de interes grafic, este vorba de contextul prezentării concurenților electorali, în general de către cele 10 portaluri. Și o să vedeți aici cum stau lucrurile în ceea ce privește favorizarea, defavorizarea sau prezentarea neutră. 6 concurenți electorali au fost monitorizați exclusiv în manieră neutră. Este vorba de Partidul Politic Noi, Partidul Oamenilor Muncii, Partidul Verde Ecologist, Mișcarea Speranța Nadejda, Partidul Regiunilor. Ceilalți concurenți au avut atât contextualizări neutre,
cât și unele care au i-au favorizat sau i-au i-a defavorizat. Partidul Acțiune și Solidaritate a fost cel mai des monitorizat, a fost cel mai des prezentat în context negativ. Vedeți aici, în context negativ, de 179 de ori. Deci numărul de prezentări în context negativ a depășit numărul prezentărilor în context neutru, fiind vorba de 154. De cealaltă parte, blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor a fost prezentat preponderent neutru, 163, dar și în context defavorizant sau favorizant, vedeți aici celelalte două coloane. Ceilalți concurenți au avut diferite prezentări, atât în context care i-a favorizat, cât și în context care i-a defavorizat. Vă atrag atenția și la concurentul electoral AUR, care a avut 53 de contextualizări în context favorizant. Majoritatea absolută acestora se referă la portalul timpul.media. Iar acum să ne referim în special la fiecare din cele 10 portaluri și începem în ordine alfabetică cu actualități.media. Actualități.media, în materialele care le-a publicat, și au fost 88 de materiale, s-a referit în special la activitatea electorală a Partidului Socialiștilor și a blocului electoral al comuniștilor și socialiștilor. Au fost destul de multe informații, detalii despre întâlnirile, declarațiile, acuzațiile deputaților și candidaților la deputați din partea acestui bloc. Ca și în perioada anterioară de raport, foarte des a fost atacată președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și PAS, fără ca poziția acestora să fie publicată. Un număr mare de știri care a defavorizat Partidul Acțiune și Solidaritate, acuzații preluate de la alte instituții media, fără să fie solicitată măcar o singură dată opinia celor acuzați, lucru care este absolut non-jurnalistic. În multe materiale, Igor Dodon și alți reprezentanți ai PSRM au făcut tot felul de generalizări, cum ar fi partidele de dreapta sau guvernările pro-europene anterioare, aceste expresii având de fiecare dată context exclusiv negativ și acuzator. În ceea ce privește contextul prezentării concurenților electorali, ca și în perioada precedentă, Partidul Acțiune și Solidaritate, după cum vedeți din acest grafic, este prezentat aproape exclusiv, cu o singură excepție, când a fost neutru, de fapt în toate celelalte cazuri, a fost vorba de context defavorizant. În contrast, blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor a avut parte doar de prezentări care au favorizat acest concurent electoral. Vedeți această coloană, 39 de cazuri de acest fel. În ce îi privește pe ceilalți concurenți electorali, și aici noi avem 2, 4, 6, 8, 8 concurenți electorali, ei sunt aproape invizibili. Nu sunt prezenți în materialele acestui portal și nu reprezintă obiectul activității acestora de informare în campania electorală. Mergem mai departe cu Agora. Agora a continuat să dea predilecție domeniului politic. Evenimentele de campanie au fost mediatizate. Începând cu 11 iunie, acest portal a dat start unei serii de interviuri destul de interesant realizate cu genericul De la 11. Este vorba de o emisiune realizată și transmisă în regim live. În perioada de raport la care ne referim au fost difuzate interviuri cu reprezentanți a 5 concurenți electorali, cărora li s-au acordat inclusiv câte 6 întrebări din programul electoral, dar și 5 întrebări blitz la care aceștia trebuie să răspundă cu da sau nu. Toate interviurile au fost echilibrate, moderatoarea a fost corectă și echidistantă în aceste materiale. În ceea ce privește contextul prezentării, vă rog frumos să atrageți atenția la acest grafic. Din punctul meu de vedere, este un model cum ar trebui să arate un grafic al unei instituții media care se gândește la reputația așa și are grijă de informarea cetățenilor. O să vedeți că toți concurenții electorali au fost contextualizați în context neutru. O singură excepție în ce privește blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor. În general, Agora.media este de departe portalul din cele 10 monitorizate de noi care are cea mai responsabilă abordare editorială în această campanie electorală.
Gagauzinfo, după cum vă spuneam, portalul regional de la Comrat, acordă prea puțin atenție campaniei electorale pentru alegerile parlamentare anticipate. Am văzut că au publicat și o știre în care s-au lăudat, că noi i-am fi lăudat, că reflectă neutru campania. Noi am spus în precedentul raport și menționăm și acum, din punctul nostru de vedere, acest portal regional trebuie să acorde mult mai multă atenție campaniei naționale de alegeri parlamentare anticipate. O să vedeți aici că sunt, din punct de vedere tematic, puținele știri pe care le-au avut s-au referit la politic, proces electoral și media, iar contextul prezentării a fost diferit, preponderent neutru, majoritatea concurenților apărând doar în acest context, însă, în primul rând, au fost puține știri, nu putem trage concluzii referitor la politica editorială a acestui portal, din cauza faptului că nu prea avem ce monitoriza în cazul lor. Kp.media, portalul ziarului Komsomolska Pravda, au avut destul de multe materiale, 79 în această perioadă, de departe, cel mai des a fost abordat domeniul politic, cu accent pe campania Partidului Socialiștilor, partii care este componenta blocului electoral al comuniștilor și socialiștilor, foarte clar este promovat acest concurent electoral. Știrile se bazează în special pe declarațiile făcute de către exponenții acestui partid și acestui bloc electoral, atacuri, critici și comentarii în adresa oponenților, fără să se ofere drept la replică, utilizarea absolut non-deontologică a unor etichetări și jigniri personale în raport cu alți concurenți, în special cu președinta Maia Sandu și Partidul Acțiune și Solidaritate. Maia Sandu, de exemplu, este acuzată că își dorește să declanșeze un conflict în regiunea transnistreană. Au mai fost publicate, mediatizate pe larg, declarațiile defăimătoare, jignitoare a lui Veceslav Platon, care o numește pe Maia Sandu, între altele, regina idioților. Pe de altă parte, Dodon, care este prezentat doar în context favorabil, este apare în articolele publicate de acest portal doar în context pozitiv, că a felicitat oamenii cu ocazia sărbătorii Duminica Mare, că a vorbit despre lotul Sputnik V și cât de important el este pentru Moldova, că contribuie personal la aducerea vaccinului, are vizite și chiar pe paginile acestui portal sunt publicate și afișele electorale ale acestui partid. O să vă arăt asta puțin mai târziu. Așa cum am spus, Maia Sandu a fost prezentată în context negativ, chiar dacă nu este vorba de alegerile prezidențiale, totuși ea este prezentă în calitate de exponent al sau reprezentantă a dreptei pe care Kp.media o critică și o defăimează. O atenție sporită a beneficiat diaspora, însă în context negativ. Se spune că Maia Sandu divizează populația Republicii Moldova, diaspora în genere este defavorizată, iar cei din țară sunt prezentați că ar fi, în opinia Maia Sandu, ca persoane de mâna a doua. Titlurile au fost foarte tendențioase, narațiunile din perioada anterioară, cum ar fi vârsta de pensionare, votul din stânga Nistrului, relațiile cu Occidentul au continuat și au fost chiar dezvoltate de către acest portal. Dacă este să ne referim la contextul prezentării concurenților electorali, după cum și v-am spus și se poate vedea și în perioada precedentă am remarcat același lucru, este vorba de doi concurenți electorali care se află mereu în atenția acestui portal, Partidul Acțiunii și Solidaritate, de fiecare dată, cu două excepții, prezentat în context negativ și defavorizant, vedeți aici în acest grafic, 38 de cazuri, iar blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor, cel mai des favorizat, dar și prezentat neutru. Mergem mai departe la portalul newsmaker.media, care a abordat, după cum vedeți, preponderent teme politice, dar și teme care țin de proces electoral. În general, știrile acestui portal au fost prezentate echilibrat. Concurenții înregistrați în cursă și cei care nu sunt înregistrați au fost prezentați obiectiv, fără probleme
jurnalistice deontologice, în general neutru, și lucrul ăsta se vede și în acest grafic. Cu câteva excepții, blocul electoral al comuniștilor socialiștilor a fost prezentat și în 6 cazuri defavorizant, dar câte una, două defavorizări au fost și în cazul altor concurenți electorali, și asta se explică prin multitudinea de declarații care sunt mediatizate de către acest portal. Noi.md a avut cel mai multe materiale, după cum am spus anterior, 145 în această perioadă, s-au referit în special la politic, procesul electoral și alte teme, tematica este, o vedeți aici, în ceea ce privește contextul prezentării acestor concurenți electorali, trebuie să menționăm că portalul favorizează blocul electoral al comuniștilor socialiștilor într-o anumită măsură și destul de clar are o politică editorială care mai mult defavorizează Partidul Acțiune și Solidaritate. După cum vedeți și în acest grafic, chiar dacă numărul de prezentări neutru tot este destul de mare, totuși foarte des reprezentanții acestui concurent electoral sunt prezentați în context care îi defavorizează. Realitatea.md, după cum vedeți, iarăși tematica politică cel mai des abordată, procesul electoral, corupția și crima urmează, iar contextul prezentării a fost diferit, doar în context neutru au fost prezentați 8 concurenți electorali, iar ceilalți au fost plasați atât în context neutru cât și în context defavorabil. Blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor, după cum vedeți și aici, de câte 18 ori în context neutru, dar și în context defavorizant. Partidul Șor, la fel, are multe ale unele prezentări și în context favorabil și în context defavorabil. Partidul Acțiunii și Solidaritate, după cum vedeți, 7 cazuri de favorizare, 5 de defavorizare. PPDA cu 7 cazuri de prezentare în raport care i l-a favorizat. Sputnik.md, destul de puține știri, preponderent care au ținut de procesul electoral, aici este o inversare, dacă în cazul celorlalte portaluri noi vorbeam despre tema politică ca fiind care prevala în materiale, în cazul Sputnik cele mai multe materiale au vizat procesul electoral, dar și politicul și problemele minorităților, iar contextul prezentării a fost diferit. În primul rând, puțini concurenți electorali au fost vizați de către acest portal în perioada de care vorbim. Doi concurenți au avut, pe lângă plasări în context neutru, și câteva cazuri de favorizare sau defavorizare. În cazul BEX-ului, blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor, a fost vorba de 3 favorizări versus 5 prezentări neutre. În cazul PAS-ului a fost vorba de 8 prezentări în context neutru versus 2 defavorizări. Iar acum timpul.media, după cum vedeți, aproape exclusiv la teme politice, cu câteva excepții care confirmă regula că politica editorială a portalului este axată în special pe politic și pe analiza acestuia. Temele care au fost abordate, vedeți și aici, subiecte politice în context electoral. Iar la contextul prezentării concurenților electorale, o să vedeți că a fost mediatizat în mod doar neutru 3 concurenți electorali, ceilalți au apărut preponderent în context negativ, cu o singură excepție, și aici o vedeți cu albastru, este vorba de AUR, 51 de prezentări favorizante. Deci este un portal care absolut clar promovează acest concurent electoral. Totodată, în ce privește blocul electoral al comuniștilor, el este cel mai des defavorizat, prezentat în context negativ, dar și Partidul Acțiune și Solidaritate, destul de multe, 59 de cazuri de prezentare în context negativ. Alți concurenți electorali, cum ar fi Blocul Renato Sate sau Partidul Șor sau Congresul Civic, la fel au prezentări, mai multe prezentări în context defavorizant, negativ, adică, și
Asta demonstrează foarte clar că acest portal urmărește promovarea unui concurent electoral și agitația împotriva altor concurenți electorali. Ultimul portal din cele monitorizate de noi, unimedia.md, iarăși preferințe pentru tematica politică, mai puțin pentru procesul electoral în ansamblu, dar au mai fost și alte câteva materiale, nu foarte multe, la alte teme în context electoral. În ceea ce privește contextul prezentărilor concurenților electorali, 7 dintre ei au apărut doar în context neutru, în materialele Unimedia. În același timp, Partidul Acțiunii și Solidaritate, după cum îl vedeți aici pe prima poziție, a fost cel mai des defavorizat de contextul în care a fost pasat, 15 ori versus 19 ori prezentat în context neutru. În ceea ce privește BEX-ul, blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor, aici avem o situație diferită, a apărut cel mai des în context pozitiv, 10 versus 12 neutru, dar și în câteva cazuri 5 la număr în context negativ. Nu în ultimul rând, Partidul Democrat din Moldova a apărut de două ori în context pozitiv și niciodată în context defavorabil, iar PPDA, după cum vedeți aici, 6 prezentări în context favorizant și 13 în context neutru. Înainte de a trece la concluziile generale, vreau să vă arăt câteva mostre, anti-exemple, dacă vreți, de prezentare a unor materiale. În primul rând v-am spus despre prezența pe paginile sau pe site-ul kp.media a unor afișe electorale și iată acest exemplu, afișul electoral al întâlnirii lui Igor Dodon cu logo-ul acestui concurent electoral, blocul comuniștilor și socialiștilor la Moscova, pe data de 18 iunie, cu detalii despre întâlniri, nu este marcat ca fiind publicitate electorală. O dată în plus, demonstrează asta că acest portal este resursă electorală a acestui concurent. Tot că pe .media, toate exemplele de astăzi sunt de la acest portal, pentru că politica editorială acestuia este sub orice limită a exagerării jurnalistice și aici vedeți cum este prezentată fosta candidată pe lista PAS, Nata Albot, cu mesajul că oameni buni, cu ghilimelele, nu pot fi nici de cum neprășibioși, nici nu știu cum se traduce asta. Nata Albot, smarihoană, desihpor spischi candidată. Deci această etichetare, Nata Albot, smarihoană, sigur că este defavorizantă și este foarte clar îndreptată împotriva acestui concurent electoral, cu atât mai mult cu cât în subtitlul acestui articol se referă și se spune și despre alți candidați care ar fi învinuiți de contrabandă, de rechet și de alte ilegalități. Și speculația referitoare la faptul că Maia Sandu își dorește un conflict cu regiunea transnistreană este foarte des, apare foarte des în materialele acestui portal, cu trimitere la reprezentanții, bineînțeles, ai Partidului Socialiștilor și Blocului Comuniștilor și Socialiștilor. În cazul dat este vorba de candidatul la deputat Bogdan Țârdea, care este prezentat aici și ca politolog și care face tot felul de speculații preluate cu multă plăcere, din câte îmi dau seama, de către acest portal. Pe ansamblu, așa cum am spus, avem o prezentare diferite. De o parte avem instituții media care își iau în serios misiunea de informare, este vorba de Agora și Newsmaker, care au avut o politică editorială relativ echilibrată în raport cu toți concurenții electorali, Agora.media fiind cel mai echidistant portal în această perioadă pe care noi o prezentăm acum. 3 din 10 publicații, actualități, Căpă și Noi, au promovat deschis, direct și masiv concurentul electoral BEX, blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor, defavorizând cu aceeași intensitate concurentul PAS,
dar și pe Maia Sandul, actualități și căpăia, în special au avut în perioada de raport un comportament asemănător. Ambele publicații au plasat PAS în contexte defavorizante în cazul acuzațiilor și tot felul de insinuări, replica celor vizați a lipsit. Alte trei publicații, Gagauz Info, Sputnik și Unimedia, deși mai discreți, totuși au plasat mai des în contexte favorizante concurentul electoral BEX și în contexte defavorabile concurentul electoral PAS. Unimedia a prezentat numeric și pe PDA și Partidul Pace și pe Partidul Democrat în contexte favorizante. Câteva materiale s-au pretat în continuare la categoria publicitate electorală, dar nu au fost marcate astfel și au apărut în fluxul general de știri, ceea ce creează confuzie în rândul cititorilor. Timpul.md a promovat deschis, masiv și foarte activ agenda electorală a concurentului AUR, defavorizând și discreditând în special PAS și BEX. Timpul a avut în continuare cea mai tendențioasă politică editorială, evenimentele electorale și concurenței sunt prezentați selectiv și cu o atitudine lipsită de echidistanță jurnalistică. Realitatea.media, deși per ansamblu a reflectat echidistant evenimentele, a admis în special în videouri favorizări ale PAS și defavorizări în special ale BEX-ului și Partidului Demnitate și Adevăr. De asemenea, au fost atestate și câteva cazuri de texte cu conținut publicitar care nu au fost marcate corespunzător. La fel ca și în precedentele rapoarte, Asociația Presei Independente a elaborat și un șir de recomandări. Toate aceste recomandări, împreună cu rapoartele, sunt expediate instituțiilor media vizate. Așa cum am menționat la început, unele din ele sunt destul de responsabile și iau în considerare constatările noastre. Mulțumesc tare mult pe această cale celor 8 colaboratori, experți din Asociația Presei Independente și din afara organizației care se ocupă de acest exercițiu de monitorizare, care este unul foarte extenuant, mai ales ținând cont de numărul mare de materiale, dar și de numărul de materiale toxice care sunt publicate, din păcate, de unele instituții media din spațiul online. Cam asta e. Dacă sunt întrebări, răspund cu plăcere. Nu știu dacă sunt întrebări online. Domnul Macovi, am eu o întrebare. Am urmărit reacțiile după primul raport de monitorizare publicat de către API deci au fost așa, deci s-au pronunțat unii dintre cât presupun că persoanele care lucrează la aceste portaluri, cum este oare posibil, a apărut așa o întrebare, cum este oare posibil să reflecți într-un mod echidistant campania electorală atunci când aceasta abundă în mesaj agresiv, mesaj instigator de la ură, și atunci că dacă vrei să reflecți cu adevărat așa cum cum decurge campania, deci cu toate mesajele sale, cum este posibil să rămâi echidistant, de exemplu plasând materiale video astfel încât să nu fii ulterior nu acuzat sau cel puțin că ai favorizat sau ai defavorizat un anumit concurent electoral. Deci, da. Cumva dacă îți putea oferi o rețetă pentru acele portaluri care și-au adresat această întrebare. Noi, apropo, în primul raport am remarcat acest lucru, că unele portaluri care, în general, în textele pe care le scriu, sunt destul de ok, adică echilibrat și echidistanță în raport cu concurenții electorali, totuși, prin materialele video pe care le plasează de la diferite întâlniri, lansări de campanie sau evenimente organizate de concurenții electorali, materiale video în care respectivii concurenții electorali îi critică pe alții, pe oponenții săi, sau lansează mesaje defăimătoare sau discurs de ură. Acest lucru influențează asupra rezultatelor monitorizării. De ce? Din simplul motiv că tot ce plasează pe platforma sa un anumit portal, o anumită instituție media, deci este, reprezintă produsul acestei redacții, chiar dacă este vorba de o preluare. De aceea trebuie să fim foarte atenți ce preluăm. Și am remarcat
Tocmai de asta spuneam la început că sunt și anumite tendințe pozitive, că unele portaluri au încetat să mai preia videouri cap-coadă de la evenimentele organizate de către concurenții electorali, dacă în aceste evenimente sunt materiale sunt opinii sau sunt acuzații și nu există drept la replică. Deci, ce s-ar putea face? În primul rând, trebuie să fim foarte atenți ce preluăm. Doi, dacă preluăm materiale care prezintă în context defavorizant anumiți concurenți electorali, lansează acuzații, prezintă tot felul de speculații, întotdeauna redacțiile pot echilibra cu propriile forțe, contactând reprezentanții respectivilor concurenți electorali și oferindu-le drept la replică pe ceva ce au declarat oponenții acestora. Deci, întotdeauna jurnaliștii au posibilitatea să-și echilibreze produsul editorial, chiar dacă, repet, acesta este preluat. Noi întotdeauna vorbim despre presa online, că este foarte importantă să asigure, să fie cât mai operativ posibil, să prezinte informația să fie cât mai actuală. Este bine să urmărim acest lucru, dar este la fel de recomandabil, necesar și chiar obligatoriu, aș spune eu, să prezentăm informația echilibrat, prezentând și opinia sau poziția părții vizate. Și noi avem câteva portaluri care prezintă un exemplu în acest sens. Mulțumesc, dumneavoastră ați anticipat răspunsul, cumva, o altă întrebare de-a mea, este a doua și ultima. Și la acest raport, dar și în rapoartele precedente de la scrutinul prezidențial, a ieșit în evidență faptul că majoritatea portalurilor online citează, au ca sursă primă sursă alte surse mass media. Deci nu sunt interviurile, nu sunt analizele proprii, ci sunt alte surse mass media. Părerea mea ca un simplu consumator, dar și în același timp o persoană din societatea civilă, este că acesta este un mare risc de propagare a unor falsuri, din moment ce instituția care preia această informație nu o verifică și cumva nu-și asumă responsabilitatea pentru acuratețea ei. Pe de altă parte, ați spus deja la răspunsul anterior că încurajați presa online să fie operativă în prezentarea informației. Cum este posibil să găsești un echilibru dintre operativitate, pentru că înțeleg că preluările sunt din alte surse mass media, sunt cumva o soluție pentru a fi mai operativ sau mai rapid în reflectarea anumitor evenimente și în același timp să păstreze un anumit nivel de calitate și al produselor pe care le livrezi consumatorilor online. Este destul de complicat să faci față acestei provocări și, într-adevăr, este o provocare. De o parte, trebuie să fii operativ ca lumea să te citească, să te acceseze site-ul și corespunzător să fie în topul surselor mediatice. De altă parte, reputația este cel mai important lucru pe care îl are o instituție media, iar dacă un site preia informațiile publicate de alt site fără să le verifice, asta demonstrează o anumită doză de neprofesionalism. Nu putem avea încredere 100% în informația publicată de alte instituții media, oricât de cunoscute ar fi acestea. Informația trebuie verificată și chiar dacă asta comportă anumite riscuri. Mai bine este să nu fim chiar primii în prezentarea informației, în schimb, să fim oamenii care dăm informația complexă și oferim dreptul la replică dacă este cazul și o prezentăm într-o modalitate poate mai interesantă și mai inovativă decât alții. Din punctul ăsta de vedere, așa cum am prezentat mai devreme, de exemplu, portalul agora.md are o abordare destul de interesantă de prezentare a campaniei electorale, iar evitarea situațiilor când sunt prezentați concurenții electorali în contexte favorizante sau defavorizante din surse terțe, asta influențează cu siguranță în percepția pe care o au oamenii despre un site sau altul. Repet, operativitatea este importantă, însă calitatea este primară, de aceea trebuie să verificăm orice tip de informație, indiferent de unde o preluăm.
Mulțumesc, domnule Macovei. Cam astea au fost întrebările mele. Dacă nu sunt alte întrebări online pe care am putea să le preluăm, o să închei conferința de presă de astăzi, nu înainte de a repeta faptul că aceste rapoarte pot fi găsite pe pagina online a Asociației Presii Independente, pe pagina online a Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte și, la fel, vor fi expediate instituțiilor monitorizate. Exact. De asemenea, vreau să vă anunț că următoarea perioadă de monitorizare va cuprinde 21-30 iunie. Deci prezentăm rapoarte o dată la 10 zile. Da, raportul este o încurajare. Deci noi nu facem publicitate pentru anumite instituții de presă, ci doar reflectăm realitatea. O zi bună tuturor vă doresc și numai sănătate. La revedere!